Bună, numele meu este Mihail Lomuț și sunt mică unei fetițe de 2 ani și Eu am început să lucrez încă din timpul liceului, diverse joburi care nu m-au împlinit. Am ajuns să profesez chiar și ce am învățat în școală și asta mi-a plăcut tare mult, asta până când am rămas însărcinat. Din timpul concediului maternal am căutat diverse activități de a lucra de acasă și aveam venit în plus. dar inevitabil s-a întâmplat și ar trebui să mă întorc la servici și a trebuit să-mi duc fetița de un an și șapte în la creșă. A fost perioadă foarte grea pentru noi. Eu plângeam în drum spre servicierea, pe ea o lăsam plângând și urlând la creșă. A fost foarte greu pentru mine și pentru ea, de asemenea. În timpul săptămânii petreceam foarte puțin timp împreună și asta a dus la răcirea relației dintre noi două dar uh, toate s-au schimbat fiindcă am găsit această oportunitate fantastică de a lucra de acasă și mi-am promis mie că la următorul copil, dacă ne dă Dumnezeu, uh, voi putea să lucrez de acasă, de lângă familia mea, uh, până când va împlini trei ani și va putea merge la grădiniță, la program normal uh, și voi iar eu voi putea să lucrez de acasă în timpul în care e la grădiniță și voi avea un venit uh, frumos să asta lucrând de acasă de lângă familia mea. Vă mulțumesc pentru atenție! O zi frumoasă!